Autorul atacului armat din Monterey Park a fost găsit mort. Bărbatul, suspectat că ar fi împușcat mortal 10 persoane sâmbătă seară într-un studio de dans din sudul Californiei, a fost găsit decedat după ce s-a sinucis în duba în care se afla. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. When officers exited their patrol vehicle to contact the occupant, they heard one gunshot coming from within the van. Officers retreated and requested several tactical teams to respond. Two armored vehicles responded and were able to restrict the van's movement. Our sheriff's SWAT team approached and cleared the van and determined the suspect sustained a self-inflicted gunshot wound and was pronounced dead at the scene. Urmărirea atacatorului transmisă în direct de mai multe canale mass media s-a încheiat la aproximativ 40 de kilometri de orașul în care a avut loc tragedia, polițiștii înconjurând vehiculul suspectului. Poliția s-a apropiat apoi cu mare prudență și a descoperit cadavrul. Atacatorul de origine asiatică, în vârstă de 72 de ani, a fost identificat drept Hu Can Tran. Motivul atacului, soldat cu 10 morți și cel puțin 10 răniți, este încă în curs de investigare, au declarat reprezentanții forțelor de ordine. You've been asking me about motive. We still are not clear on the motive. The investigation continues and that is something we are all extremely we want to know. We want to know how something like this, something this awful can happen. Împușcăturile au avut loc în afara orașului Los Angeles, în Monterey Park, California, o comunitate majoritar americană de origine asiatică, supranumită cândva primul orașel chinezesc suburban. Autoritățile au declarat că după ce a deschis focul la un studio de dans, atacatorul pare să fi vizat un al doilea local de dans din apropiere, în Alhambra, California, un alt oraș majoritar american de origine asiatică, unde a fugit după ce două persoane au reușit să-i ia urma. Atacul brutal din centrul orașului a avut loc în timpul unei sărbători a anului nou lunar, un moment marcat pentru comunitățile asiatice din întreaga lume. Președintele Joe Biden a ordonat coborârea în bernă a steagurilor clădirilor publice în onoarea victimelor.